Matei Sârbu suferă de o boală foarte rară, amnee centrală. Este al patrulea caz de copil din lume cu boala aceasta, care îi amenință viața seară de seară atunci când adorme, pentru că există riscul să nu se mai trezească niciodată. Cristina, mama lui, este lângă el clipă de clipă, noapte de noapte îl veghează ca să nu se întâmple o tragedie. Din păcate nu se poate trata în România pentru amnea centrală și va fi nevoie de o sumă foarte importantă de bani de care părinții, din păcate, nu dispun. De aceea au apelat la asociația noastră Slujire Creștină și cu ajutorul donațiilor dumneavoastră vom strânge resursele financiare să putem să-i plătim acest tratament și viața lui să fie salvată. Vă rog să intrați pe site-ul nostru slujirecreștina.ro. Acolo avem deschis o campanie de strângere de fonduri pentru Matei Sârbu și vă mulțumim pentru dărnicia dumneavoastră. Dumnezeu să vă răsplătească!